Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu la o nouă rețetă. Astăzi vom face varză dulce cu vin și afumătură și pentru aceasta am aici în jur de 4 kg de varză pe care am tăiat-o, am tocat-o, mărunțel, cam mărunt zic eu, dar sper că nu o să se topească toată la fiert. Voi puteți să o tocați mai mare, nu e nicio problemă. Mai avem și o legătură de mărar și câteva foi de dafin. Avem sare, avem ulei, avem afumătură, costița afumată am eu aici și câteva feliuțe, 2-3 de slăninuță ca să-i dea aromă. De asemenea am o ceapă tocată, am puțină apă, mai am niște sos de roșii, suc de roșii de fapt. Îl voi folosi pentru a crea ciorbei sau voi folosi borș. Una dintre ele voi vedea, dar dacă va avea nevoie de mai multă acreală, o să folosesc. Și voi mai folosi vin. Am un vin alb. Puteți să folosiți orice tip de vin alb demisec. Eu am aici premiat, dar puteți să folosiți orice tip de vin alb. Să trecem la treabă. Mai întâi avem nevoie de un tuci. Eu am un tuci mare aici, pe care o să-l pregătesc și o să pun varza în tuci. Mai întâi o voi presăra cu sare, după care o voi pune în tuci până când se va topi și pe măsură ce se va topi, voi pune toată varza. Revenim. Am frecat varza cu sare și am reușit să o pun pe toată în acest tuci. I-am mai pus și puțină apă ca să nu se lipească și un pic de ulei și acum vom pune carnea. Vom pune bucățile de costiță pe lângă, așa. După care am să pun un pahar de vin și o voi lăsa să fiarbă împreună cu acestea până când o să scadă și o să fie bine fiartă. Mai întâi am să pun costița și după aceea voi pune paharul de vin. Aranjăm costița și slăninuța, de asemenea, bucățile de slăninuță. Și acum o să le aranjez eu mai bine și voi reveni după ce varza a fiert. Și am adăugat și paharul de vin. Am aranjat frumos costița ca să nu mai stea pe deasupra. Și acum pun paharul de vin și un pahar de apă. Și o mai las puțin să fiarbă și voi adăuga și foile de dafin. Varza noastră a scăzut considerabil. Acum adăugăm foile de dafin. Și ceapa. Și eu voi mai adăuga apă și o să mai las să fiarbă încă 10-15 minute. Au mai trecut încă 20 de minute și varza noastră s-a muiat bine. Acum este momentul să punem sucul de roșii ca să o acrim un pic. De fapt, am pus roșii cuburi, m-am gândit că sunt mai bune. Și voi mai adăuga în plus și niște borș magic. Dar nu foarte mult, o linguriță. Și voi gusta și dacă mai este nevoie de acreală, voi mai adăuga. Acum amestecăm totul foarte bine. Și lăsăm să fiarbă. Asta o să-și mai lase și ea apă. Și lăsăm să fiarbă bine încă 15-20 de minute sau până ce varza este bine pătrunsă. O gustăm și vedem cât de bine este pătrunsă. Așa arată varza noastră dulce în sos de vin.
a fiert și este delicioasă. Acum vom adăuga deasupra mărarul și vom reveni cu prezentarea finală. Am pus-o în farfurie, i-am adăugat deasupra mărar și o voi servi alături de un pahar de vin alb. Vă doresc poftă bună și toate cele bune!